Până în 1904, când Brâncuș ajunge în Paris, pune piciorul în Paris, el ajunge la 28 de ani, destul de târziu. Deci se poate pune întrebarea. Întrebarea este binevenită ce făcea înainte. Brâncuș a avut un parcurs foarte lung din punct de vedere al formațiunii după cum se știe, de mic copil a fost dus dintr-o parte în alta, păzea oile, a fugit de acasă de mai multe ori. O familie recompusă, cum se zice astăzi, deci un tată vitreg, dar un copil care se căuta și ajunge la Craiova. Uh, unde se știe acea legendă că a fost uh, puțin descoperit, descoperit de cel care -a, uh, cel care i-a uh, dat primul lui job, uh, și l-au susținut să facă școala de arte și meserii, văzând talentul acestui copil, l-au susținut să facă școala de arte și meserii din Craiova. Uh, talentul lui a făcut că, ca toată lumea și profesorii lui de la școala de arte și meserii să fie convinși că acest copil, acest tânăr deja, să poată merge mai departe la școala de arte frumoasă din București, ceea ce s-a întâmplat, dar nu fără ajutorul celor din Craiova. Uh, au obținut un fel de bursă de la Madonna du Dudu uh, și ca el să poată să urmeze cursurile școlii de arte frumoase din București, secția sculptură. Uh, S-a remarcat și acolo, bineînțeles. Uh, să nu uităm că în acea perioadă, sfârșit de secol 19, început de secol 20. Uh, învățământul artistic la București. Și la Iași, la școala de arte din Iași, era după o structură a învățământului artistic german. Deci, trona în aceste școli academismul. Deci, Brâncuș a făcut o foarte bună școlarizare. Numai că, ajuns la o anume maturitate, el își dorea să se dezvolte, să vadă altceva. A dorit să meargă la Roma și a vrut să obțină o bursă ca să ajungă la Roma. Numai că nu a mai obținut o bursă pentru a merge mai departe, și a hotărât să plece, totuși, în lume, cum se zice, să plece să descopere statuarul de la Roma, dar între timp s-a răzgândit și s-a îndreptat către Paris, care era, totuși, la începutul secolului, capitala artistică europeană. Roma pentru un sculptor era capitala sculpturii, dar să nu uităm, statuarul de la Roma amintea uh, sculptura antică și uh, partea ulterioară a sculpturii antice. Nu acolo se aveau loc mișcările moderniste. Deci Brâncuș decide să plece nu atât pentru a întoarce spatele țării, ci pur și, simplu, pur și simplu să cunoască altceva și să se dezvolte. S-a creat o legendă și el a contribuit la crearea acestei legende, cum că Brâncuș ar fi traversat Europa pe jos. De ce spun că a contribuit? Pentru că din documente se vede că nici nu poți să mergi să, să faci să traverseze Europa pe jos, a mai luat trenul, s-a mai oprit, s-a oprit în, la Viena, unde fusese în timpul studenției, s-a oprit la München, s-a îmbolnăvit la un moment dat, a fost spitalizat, a fost tratat și își continua. Mai a lucrat la un pietrar ca să câștige și niște bani să poată continua și să poată ajunge la Paris și când ajunge la granița cu Franța, prieteni din, din Franța care erau stabiliți la Paris l-au ajutat, i-au trimis bani și el face în așa fel, traversează e, granița și ajunge la Paris, dar face în așa fel să pună piciorul în Paris pe 14 iulie 1904. De aceea eu spun că el încă din acea vreme își crea legenda. În, în mintea lui el era conștient de valoare de pe atunci și de aceea s-a și fotografiat, cineva l-a fotografiat, înținută de pelerin, pentru că pentru el acesta a fost un pelerinaj de-a latul Europei pentru a ajunge în centrul artistic al Europei. Odată a ajuns în Paris, bineînțeles că nu i s-au deschis toate căile, pentru că așa era, a trebuit să lucreze în restaurant, după cum se știe, în restaurantul Chartier din Paris, la spălatul vaselor. A mai lucrat și la biserica românească, a cântat în stran, avea o voce foarte frumoasă și ajuta. Era băiat de biserică, cum se zicea, băiat, dar era un om care se apropia de 30 de ani de acum nu prea știa el sărbătorile și slujbele și succesiunea slujbelor și a cam fost înlăturat de la, această, de la acest job și după aceea bineînțeles încetul cu încetul a prins cum se zice în română a prins chiag în Paris pentru că a putut cu ajutorul prietenilor care l-au îndrumat a putut să-și închirieze un mic atelier, nu este vorba de cel din Empasronsa, nu încă Empasronsa. A putut să-și închirieze un mic atelier și să lucreze ca să poată participa la saloane. Din cauza vârstei, nu a mai putut intra ca cursant la școala de arte frumoase, ci a făcut aceasta, a participat la ateliere, a intrat la atelierul unui sculptor Antonin Mercier ca uh, student liber, cum se zice, ca uh, pentru că nu, nu putea să fie înscris din cauza vârstei. Uh, date fiind aceste, uh, această introducere în mediul parizian, în mediul studențesc parizian, a putut să participe și la saloanele care aveau loc în Paris, ceea ce se întâmplă în, într-unul din saloane în 1906, când este remarcat de uh, membrii jurului care uh, apreciau operele expuse, uh, acest juriu avea ca director pe Rodin. Ceilalți erau Maiol, Burdel și alții și au remarcat talentul acestui tânăr. Prin intermediul a două compatrioate, este introdus la Rodin. Numai că la Rodin este el face parte din ucenicii lui Rodin. Stă din ianuarie 1907 până în aprilie 1907. Și aceasta este o noutate pentru că am descoperit o scrisoare recent pe care am și publicat-o. Se știa că a stat numai o lună. A stat totuși patru luni când a simțit greutatea acestei personalități zdrobitoare care era Rodin și îl sufoca. El nu mai era la vârsta, nu mai avea 20 de ani ca să aștepte să se formeze. El era deja format. El a vrut numai să vadă cum, cum trebuia să procedeze ca să poată avansa. Desigur, nu a negat niciodată pe rodan, Nu l-a negat niciodată pe Rodan, și a învățat, a văzut până unde nivelul la care a ajuns Rodin și apoi încearcă să se elibereze de Rodin. Ceea ce acest moment de ruptură din aprilie 1907 a rămas în istoria artei ca momentul, ceea ce a spus el la umbra copacilor bătrâni, nimic nu crește. E foarte adevărat în ceea ce spune el, pentru că el nu putea să se dezvolte în umbra lui Rodin, care dicta în atelierul, în propriul atelier. Se desparte de Rodin și, tot în acest an, 1907, își dă seama că trebuie să se despartă și de metoda Rodin, adică să abordeze, să, 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 și, să, să ia un alt mod de lucru. Șlefuirea directă și nu sculptura se făcea în ateliere și în școlile și în școală la București. Se făcea mulajul, se, se sculpta în argilă și după aceea se trăgea în bronz și așa mai departe. Ori el își dă seama că luând materialul și cioplindul direct direct, intră într-un dialog cu materialul. Acest lucru ia foarte mult timp, cere foarte mult timp. Brâncuș acordă acest mult timp, își dă seama că nu aceste comenzi care l-ar fi făcut să se îmbogățească foarte repede de portrete, de busturi de femei, de copii, le-ar fi vândut și ar fi, ar fi câștigat destul de repede și ar fi câștigat destul de repede existența în modul cel mai ușor. Ori el își dă seama că aplecându-se asupra unui bloc de piatră și încercând să înțeleagă fibra acelui bloc de piatră, structura lui ajunge din acest dialog care se um, uh, care se înfiripă între el și și material, iese o formă la început complicată pe care el o simplifică pentru a ajunge, cum zicea el, la esența lucrurilor, la esența lucrurilor sau esența ființelor. Uh, nu întâmplător el spunea simplitatea este complexitatea însăși. E, e foarte adevărat în ce spune. Ai impresia că sunt foarte simple formele lui, sunt foarte simple, dar ele ajung la simpli, simplificare, la simplitate printr-o muncă îndelungată și în timp și printr-o muncă atentă a materialului și a granulației fiecărei pietre, fiecărei marmuri. Acest... Acest moment de conștientizare a acestei descoperiri are loc în 1907, când el și, și rămâne în istorie prin trei lucrări. Prin Cumințenia pământului, operă care este unică și care n-a fost niciodată trasă în, în metal, prin sărutul. Care primul sărut se află la Craiova și o să revin asupra lui, și prin rugăciune, care nu este o, o cioplire directă, dar care este o demonstrație de simplificare a corpului omenesc. Pentru că rugăciunea nu mai este conform, conform comenzii pe care a primit-o el de la soția avocatului, nu mai este o statuie a unei femei plângând în fața mormântului sau pe mormântul soțului, ci pur și simplu un nud, ca să instalezi un nud de femeie aproape asexuat. Și este foarte curios că în 1910 să poată fi instalat într-un cimitir în România un nud de femeie și să fie acceptat. De-almită știm cu toții că este acceptat și acum. Revenind la sărut, și aici aș vrea să spun, el dă replica cu sărutul pe care îl sculptează în 1907, dă replica lui Rodin. Pentru că, la sfârșitul secolului trecut, Rodin a creat acel sărut în marmură în care personajele sunt foarte bine definite. Este o armonie de corpuri, un act de dragoste a două persoane un bărbat și o femeie foarte frumoase, foarte bine definite, o armonie de mișcare, de asemenea. La Brâncuș este un bloc. Deci este exact metoda inversă. De fapt, aceasta impune el. Este metoda inversă. Ia un bloc de piatră și își imaginează o fuziune totală. De fapt, aceasta este o fuziune totală a celor doi îndrăgostiți. Cei doi îndrăgostiți fac una și aceeași persoană. În dragoste ajungi la a fuziona. Acesta este, cred că, actul fondator al întregii sculpturi a lui Brâncuș. Se știe, apropo de, de sărut, acesta de la Craiova, care este, de-al cred că și cel mai frumos, este urmat de o serie, el a lucrat sărutul timp de 40 de ani. Dar, dar, cum spuneam mereu, chiar dacă s-a întins pe, pe, 40 de ani gândirea și lucrul la sărut, nu sunt foarte multe exemplare de sculptură din sărut. Foarte puține sunt, chiar. Printre care sărutul din Mumparnas, care a creat și acesta, o, o, întreagă poveste și o întreagă și, și foarte multe dezbateri privind proprietatea acestui sărut, dar acesta este un alt aspect. Deci, Brâncuș a înțeles că poate să se întrețină și din câteva comenzi și aici aș dori să remarc faptul că primele sale sculpturi realizate în Paris sunt busturi de copii după care Brâncuș făcea portretul, avea ca modele, lucra în perioada aceea, avea ca modele copii săraci din cartier. Aceste busturi au fost cumpărate de către compatrioții. Aici este foarte important să, să precizăm faptul că venirea lui Brâncuș în Paris și faptul că el a putut să se întrețină, se datorează și prietenilor din țară. De aceea ne și explicăm faptul că Muzeul din Craiova, Muzeul de Artă din Craiova, Muzeul Național de Artă din București dețin lucrări din prima perioadă de creație a lui Brâncuș. De ce? Pentru că acestea au fost cumpărate. De compatrioți. Și el, deci, a avut în felul acesta un ajutor, pentru că la începutul șederei lui la Paris el nu era cunoscut, nu putea să vândă, concurența era foarte mare. Dar totuși s-a întreținut cu puținul pe care îl câștiga din aceste vânzări și din comenzi. Pentru că, de pildă, rugăciunea a fost o comandă făcută de soția unui avocat din Buzău pentru cimitirul Dumbrava din Buzău. Din momentul în care el a decis să abandoneze modelajul și să facă și să, să abordeze șlefuirea directă, este conștient că nu din acest lucru se poate întreține. Dar faptul că a scos la iveală câteva lucrări și începe să creeze, a primit o comandă de pildă, una din comenzile. De bază, baroneasa, baroneasa e mult spus, o femeie mondenă, Renée Irana Frachon, îi cere în 1909 să îi facă bustul. Ori Brâncuș depășise exact pragul busturilor după natură. El nu mai ținea să-i facă busul acestei persoane, dar acceptă pentru că a fost un contract între ei și el a fost plătit pentru acest lucru. Ea i-a pozat de multe ori, dar el a trecut această fază încă o dată când nu mai avea nevoie să-i pozeze și a făcut niște boșe în care semăna puțin, după aceea a început să simplifice, încă o dată revin la faptul că simplificarea aceasta este consecința. Unui lucru foarte îndelungat și a complexității metodei și a materialelor, și deci simplifică chipul acestei femei, care nici măcar nu era o frumusețe deosebită, îi înlătură umerii, îi înlătură gâtul și, după aceea, eludează trăsăturile, nu lasă decât. Un, uh, un, profil foarte delicat al nasului, un semn pentru gură, ochii se închid și culcă acest cap și o numește muza adormită. Vă închipuiți că modelul René Irana Frașon a fost foarte încântată când a văzut așa ceva pentru că uh, deja ea devine muză, devine muza lui Brâncu Brâncuș și rezultatul a fost strălucit. Și-a luat comanda. Povestea este foarte frumoasă, de fapt. Ea a luat acest cap și am aflat foarte recent că Barbana nu l-a lăsat moștenire familiei ei pentru că ea era foarte modernă și a preferat să desmoștenească familia și a oferit acest cap în bronz, muza adormită, a oferit-o Muzeului Național de Artă din, din Paris. Sigur că moștenitorii nu erau mulțumiți, dar a spus, zice, nu avea rost să rămână la ei pentru că n-au înțeles nimic. Deci, iată câteva aspecte din modul în care și își, își câștiga deja viața la Paris. Numai că el continuă realizează, începe să lucreze măiastra, începe să lucreze păsările deja, dar acestea se, se declină pe mai mulți ani. Muza adormită, el o reia. Sunt serii întregi și în paralel el lucrează mai multe serii, începe să se facă cunoscut, ceea ce face că în 1913, de aceea vreau să punctez aceste, aceste date, în 1913, trei artiști americani vin în Paris să Vadă, să, să, să descopere a, opere care ar trebui să facă parte dintr-o mare expoziție organizată la Armory Show în, în New York, care va fi deschisă în New York în 1914. Această expoziție este o expoziție de artă franceză, artă europeană și franceză mai cu seamă, la Armory Show, la care Brâncuș. Pentru care Brâncuș este reprezentat uh, cu cinci opere, printre care domnișoara Pogani. Marcel Duchamp, prietenul lui, de asemenea, uh, reprezentat și el el cu nundul uh, coborând o scară. Uh, prezența lui Brâncuș la Armory Show a fost uh, explozivă, cum a fost explozivă și prezența lui Marcel Duchamp. Ei au, fost, au făcut scandal prin modernitatea operilor. Acest, acest, moment de la Armory Show i-a deschis lui Brâncuș căile spre America, spre universalitate și deci el începe să fie solicitat. Din acest moment Brâncuș, n-am putea să, zic să zicem că s-a îmbogățit, dar a primit solicitări, a început să vândă, prin intermediul, nu prin galerii, prin intermediul colecționarilor care veneau direct în atelier, și deci nu se mai punea problema din punctul lui de vedere de a se gândi cum să, -și, să se întrețină. Vindea o operă, vindea două, nu mai multe, pentru că n-a ascultat foarte mult și îi erau suficient să, să trăiască. O, ceea, cum spuneam, aceasta i-a deschis căile spre, spre America, Probă este că imediat s-au organizat expoziții, expoziția, uh, expoziții mai restrânse la New York, iar a patra expoziție la New York a fost în 1926 la Brummer Gallery. Este și prima expoziție la Brummer Gallery, dar este a patra mică, personală la, la, la New York. Uh, pentru această expoziție de la Brummer Gallery, cât și pentru următoarea din 1933, curatorul a fost prietenul lui, Marcel Duchamp. În 1926, însă, el prezintă foarte multe opere care erau deja terminate, dintre care busuri de femei, lucrările care erau cunoscute la vremea aceea, multe din exemplarele păsării în zbor, Mademoiselle Domnișoara Poganii, Peștele, muza dormită și așa mai departe. Când operele au fost transportate și deschise spre verificare la vama americană, vameșii americani au văzut pasărea. Ele erau transportate, bineînțeles, în cutii mari, ambalate foarte bine, iar pasărea era la orizontală. Vameșii, bineînțeles că au fost surprinși să vadă o bară de metal. Și atunci a oprit pasărea la vamă, spunând că este un transport de, de metal pentru care trebuia impusă o taxă de vamă, 40% din valoarea bronzului de pildă. La Brâncuș e foarte supărat, bineînțeles. La incitația lui Duchamp, Brâncuș deschide un proces împotriva vămii americane. Și de aici se cunoaște, este una dintre, unul dintre momentele cruciale din creația lui Brâncuș, pentru că acest proces a, fost, a avut un răsunet mare în presa americană și în presa europeană. Brâncuș devine celebru. Procesul a durat 2 ani. Brâncuș nu s-a prezentat niciodată la, la, la proces, dar a avut avocați americani. Și în 1928, deci după un an și jumătate, doi ani, după audierea martorilor, și din partea Vămii, care erau istoricii de artă americani, dar de istorici de artă care erau formați pentru arta academică și care demonstrau că aceasta nu este o operă de artă și nu este o, departe de a fi o, o pasăre în zbor, pentru că nu mai are cioc, nu mai are pene, nu mai are coadă, nu mai are labe și așa mai departe, trebuia să demonstrezi de ce este o operă de artă. Și dacă Brâncuș este cunoscut și dacă Brâncuș este cu adevărat artist și nu un mecanic industrial și așa mai departe. Cel care a fost care a, a decis în proces, a fost unul dintre cei mai importanți martori, care este Jacob Epstein. De aceea, în cartea pe care am publicat-o cu mărturii, am ținut neapărat să traduc și în română mărturia lui Jacob Epstein la, această, la, la acest proces. Pentru că E, o, e mărturia lui pe, pe care el o publică în amintirile lui. Pentru că, în calitatea lui de artist și de cunoștința lui Brâncuș, a putut să aducă argumente valabile e, pentru a convinge e, juriul că Brâncuș este un artist, este cunoscut în spațiul artistic european și în, și în mediul parizian are o deja o creație uh, care este validată și care participă la saloanele din Paris și din Europa și apoi a adus și un alt argument uh, uh, prezentând o statuie egipteană, Horusul, și spunând, uitați, nici aceasta nu întruchipează cu adevărat pasărea, după cum pasărea lui Brâncuș, uh, sculptura lui Brâncuș, nu este nevoie să aibă pene, cioc și așa mai departe, este ideea păsării, ideea zborului. Deci, începând din, din deja în 1914, când s-a făcut scandal în jurul domnișoarei Pogani, acum s-a făcut scandal în 1926, în jurul, în, în jurul, păsării, în, între timp, la Paris, și apropo de asta, am, vreau să amintesc un alt moment care a făcut scandal și care i-a dus faima lui Brâncuș. În 1920, el a expus la Salonul Independenților o operă care, bineînțeles că este ambiguă, cum sunt multe în creația lui Brâncuș, Prințesa X. Ambiguă prin formă, deci este în, în, în creația lui este un bus. Dar acest bus este atât de alungit și nu mai are trăsături cum era în creația lui, că poți să, să crezi că este un falus, poți să crezi că este un bus. Depinde și perspectiva, și din perspectiva din care o vezi. Și acest, acesta este secretul lui Brâncuș: ambiguitatea unei forme. Uh, nimeni nu, nu poate să, să decidă că acesta este uh, portretul unei femei sau portret sau este un falus. Dar, din punct de vedere istoric, Brâncuș a intitulat acest bus portretul prințesei Marie Bonaparte. În 1920, deci, el prezintă la Salonul Independenților din Paris această lucrare, Prințesa X. Prieteni, cum cum se găsește, cum se află întotdeauna în cercurile artistice și nu numai, au chemat prefectul ca să ia o opera și să o dea afară, să o scoată din expoziție, pentru că este o operă pornografică. Și cine a făcut acest lucru? Se spune, nimeni nu știe precis cine, Matis sau Picasso. Ori, când un Matis sau Picasso spune că aceasta este o operă pornografică, e de mirare. Dar e răutatea. Brâncuș se supără, vine uh, să-și ia opera, scoate opera și arată presei, că presa imediat l-a înconjurat, și arată presei o fotografie cu eboșa acestei opere, cu prima formă a acestei opere și, într-adevăr, era un portret de femeie, se și intitulează Femeie privindu-se în oglindă. O sculptură cu un cap de femeie, cu gâtul foarte alungit, ceea ce era de acum tendința lui Brâncuș, cu părul care se prelungește pe spate și se uh, uh, înnoadă într-un coc, sânii deosebit de dezvoltați. Acesta era Eboșa. Prin simplificare, prin cioplirea acestei marmure, el ajunge la această formă ambiguă, simplă și frumoasă. Ori se supără. Între timp s-a creat un, o solidaritate în jurul lui Brâncuș sau s-a publicat un manifest pentru susținerea lui Brâncuș. Opera a, opera a fost readusă și repusă în expoziție. Dar ne aflăm în 1920, deci când a, Brâncuș este foarte cunoscut și este foarte solicitat. Trăitor în Paris, ceea ce este curios el nu a avut un galerist, cum au artiștii în general. Nu nici nu a fost solicitat, are corespondență cu galeriști, dar nu a fost susținut de vreun galerist. Nici în America. În America însă a avut mai multe solicitări din partea colecționarilor foarte bogați, care aveau și galerii. Dar în Paris el n-a avut nicio, niciun galerist. E, și după aceea, deci în 1926, este foarte uh, cunoscut, nu are nevoie de sprijin financiar din partea nimănui, ba din potrivă, uh, se pare că era chiar uh, destul de, de înstărit, și, dar nu a făcut niciodată paradă de această, de, de această bunăstare. Din potrivă, în 1927, uh, are probleme cu atelierul, foarte mari probleme pentru că au loc infiltrații. Îi se pune în, în vedere să, să se mute. În 1926-27 el este foarte îndrăgostit de tânără. Și aici intru într-un domeniu care mă preocupă în acest moment, o tânără dansatoare elvețiancă cu care avea, este singura de alminte, cu care avea proiect să se căsătorească. Este foarte bizar și își propune, a cumpărat chiar un teren, să construiască un, o casă atelier, ca să trăiască cu această tânără, cu viitoarea lui soție. Proiectul nu se va mai realiza. Brâncuș a făcut planurile acestei case, dar uh, a rămas tot în atelierul lui, și-a mai mărit atelierul, a mai închiriat, a rămas, deci tot în, în chirie până la sfârșit, ajutat de Duchamp. De, de Dar aceasta nu înseamnă că nu avea uh, mijloace să, să se instaleze într-un atelier casă. Aceasta a fost uh, situația. De ce? Pentru că el, în Impas în, în Ronsan, unde, unde avea atelierul, era înconjurat. De, era un cartier de artiști. Era înconjurat de artiști mai tineri și mai bătrâni și se simțea bine. El era venerat. Începând din anii 40, când, în timpul războiului, el se retrage în atelier și își creează opera totală, cum ziceam, făcând instalații. El nu mai inventează alte opere. Foarte. Puține opere au ieșit de sub dalta lui în timpul războiului, în ultima perioadă a creației, se manifestă la el prin instalația pe care o face la atelier și pe care o schimbă periodic, pe care o fotografiază, o schimbă periodic. Aceasta este o altă, un alt mod de expresie artistică la Brâncoși. Chiar dacă a trăit la Paris toată această perioadă, pentru că el trăiește la Paris din 1904, deci când pune piciorul, când ajunge la Paris, până în 1957 când moare. Deci trebuie să facem o socoteală mai bine de 50 de ani. Brâncuș, însă, a, răma, a fost un român trăitor la Paris și a luat cetățenia, s-a naturalizat, naturalizarea franceză în ultimii ani, când. Trebuia să uh, lase uh, atelierul, se apropia de sfârșitul vieții, el era foarte conștient, era la ora bilanțului și ca să poți să faci o donație statului francez trebuie să fii uh, cetățean francez. Și în felul acesta l-a uh, ajutat directorul Muzeului Național de, de Artă uh, Modernă, Jean Cassou, ca să, se, să obțină mai repede naturalizarea. Întrebarea este dacă Brâncuș ar fi e, dorit să lase atelierul e, statului român. Se spune că ar fi dorit să lase atelierul statului român și că e, statul comunist l-ar fi, fi refuzat. Nimic nu este adevărat din acest lucru. De ce? Pentru că Brâncuș a fost prin parcursul lui artistic. A fost întotdeauna venerat de compatrioți, venerat, ajutat. Știți, chiar în regimurile cele mai dictatoriale, regimul respectiv are nevoie de câteva simboluri. Brâncuș a fost un simbol chiar din timpul vieții. Aici nu, nu reușim noi să înțelegem cum de s-a putut, cum, cum a fost posibilă această permanență a respectării personajului, personajului și artistului Brâncuș. În 1951, povestesc foarte puțin, foarte pe scurt, ce s-a întâmplat și de unde vine confuzia cu intenția lui de a dona statului român. S-a pus problema la Academia Română să fie primit și Brâncuș. Știți că sunt mai multe secții, secția literatură, secția artă. Au fost trimiși câțiva emisari la Paris să-l întâlnească pe Brâncuș, să facă o, niște note de informare, cum se fac peste tot, un dosar, pentru ca Brâncuș să fie primit la Academia Română. Din procesele verbale reiese că Sadoveanu, George Călinescu, uh, nu au înțeles, bineînțeles, și nu aveau cum să înțeleagă modernitatea operei lui Brâncuș, nu au fost foarte sensibili la această candidatură și deci au amânat intrarea lui Brâncuș la Academie. Dar mie nu mi se pare de mirare că la vremea aceea Sadoveanu care ieșea din care scrisese frații Jder și Călinescu nu puteau să înțeleagă o modernitate atât de spectaculară ca a lui Brâncuș. Deci, incidentul, dacă se poate vorbi de incident, acest fapt este în jurul intrării lui Brâncuș la Academie. Brâncuș n-a fost primit la Academie, dar nu a fost nicio intenție, nu este niciun document prin care să se confirme faptul că Brâncuș ar fi avut intenția să facă donația lucrărilor atelierului de la Paris statului român. Și de ce? Putem să și explicăm, chiar dacă nu avem acest uh, niciun document, explicația logică. Brâncuș a creat și a trăit la Paris, în acest atelier, timp de 50 de ani. Ca un bun, zic eu, țăran, că el provine din, dintr-un mediu țărănesc, el și-a făcut uh, moștenirea, în mintea lui moștenirea era clară. A lăsat țării lucrările din prima parte a creației, ceea ce îl lega de țară, de formația lui la Craiova și la București, și-a mai lăsat țării ceva foarte important, ansambl de la Târgu Jiu, care este sinteza operei lui create la Paris. Coloana ia naștere în atelierul de la Paris, sărutul, poarta sărutului cu sărutul pornit tot la Paris a fost creat. Deci, din punctul lui de vedere, România... Țara lui e, natală avea o moștenire. Ori atelierul revenea e, țării care l-a acceptat, care l-a primit și unde el s-a dezvoltat. Era normal. Și apoi, de ce să nu recunoaștem? E, era foarte conștient că cei care voiau să-i vadă opera veneau mai degrabă la Paris decât undeva în România, unde s-ar fi instalat acest atelier. Nici nu era logic. Unde instalezi atelierul? La Târgu Jiu? Nu. El n-a lucrat la Târgu Jiu. La Craiova? N-a lucrat. La București? Unde? Deci, toate aceste povești sunt, cred eu, au fost sau evit dintr-o anume frustrare a românilor de faptul că operele lui Brâncuș nu sunt în România. Dar cred. Că Brâncuș a fost foarte rațional în ceea ce a făcut și a împărțit moștenirea așa cum, cum, cum a trebuit. S-a vorbit mult că Brâncuș ar fi fost de asemenea niște legende iscate din niște frustrări românești, că Brâncuș, chiar pe patul de moarte, ar fi dorit să fie mormântat, să fie o întoarcere în, în România. Brâncuș a rămas totuși cu nostalgia țării pentru că și-a făcut un mediu în atelierul lui și la bătrânețe bineînțeles, bătrân fiind după când își făcea bilanțul unei unei vieți bineînțeles că și aducea aminte cu foarte multă nostalgie de copilărie de tinerețea lui de, 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 formația, de formația lui de altminter Faptul de a fi plecat din, din România, cred că a fost o, o dorință intimă a lui de, și este de, de, a, de a se confrunta cu arta universală. Brâncuș avea un soi de, cum zic eu, un soi de șiretenie în, în, în el, provenită dintr-o inteligență excepțională. E greu să spunem, noi care am trăit și alte vremuri, să spunem că avea o genialitate. Brâncuș avea, avea o, o fibră genială. El a intuit faptul că avea nevoie să iasă din mediul, din mediul românesc și să se confrunte cu arta universală. Și aș da un exemplu. Se spune foarte adesea că coloana fără sfârșit reia și copie sâlp, sâlpii de pe mormintele românești. Eu nu cred că este acest lucru. Vorbim adesea de moștenirea românească. Bineînțeles că Vrâncuș a păstrat în sufletul lui moștenirea românească, o păstrăm cu toții. Bineînțeles că acea copilăria lui mai fericită sau mai puțin nefericită, i-a rămas undeva în suflet. Ceea ce a văzut, ceea ce a citit, legendele, toate acestea au creat un fond în, 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 în uh, mentalul lui care i-a servit la ceva. Dar dacă el continua să facă stâlpi de morminte, rămânea un artist folcloric. Ori Brâncuș a mers mai departe. Și exemplul pe care aș dori să-l dau, deci cu această coloană, și el însuși a spus-o: a adus în atelier, la un moment dat, un șurub de teasc. Știți, șurubul de teasc este o spirală, un șurub de teasc. Și reflectând, cum spuneam, că în momentul în care Brâncuș a lăsat toate sculpturile după model și așa mai departe, el reflecta la o, la o formă, la o idee, reflectând, re, uitându-se la acest șurub de teasc își spune, iată, acesta merge la infinit, nu se mai oprește. Ori, Brâncuș nu se pune să reproducă acest șur de task. Ar fi fost prea bazic, prea neinteresant. Creează în atelierul lui aceste socluri care sunt în formă, sub formă romboidală și văzând că se repetă la infinit, merge și mai departe, merge și mai departe, merge și mai departe cum a făcut primul, prim, primul soclu pe care îl instalează în natură, fiind cel de la Vulangis, din grădina prietenului lui fotograful american Staken, taie într-un trunc de copac o coloană, dar nici nu s-a gândit că ar fi un stâlp de mortuar, ci din potrivă o formă care să se înalțe în cer. De aceea spun că este un dialog care se instaurează între moștenirea lui și o creație modernă, o, o, o un artă conceptuală, pentru că Brâncuș este un conceptual, este, este un conceptual. Dacă ar fi rămas în țară, probabil având acest simț și acest, acest talent cu totul deosebit, ar fi evoluat cum au evoluat și alți artiști. Dar cred că confruntarea cu uh, uh, artiștii din toată lumea, pentru că să nu uităm că la Paris, în perioada avangardei uh, veneau din toate părțile Europei, l-a făcut să se dezvolte altfel. Asta nu înseamnă că uh, trebuie să împingem pe toți, să, să încurajăm pe toți să plece din țară, dar trebuie încurajat să se confrunte cu arta. Cu, să fie în, cu, în rând cu contemporanii. Aici a fost declicul lui Brâncuș, acest curaj de a se uh, confrunta cu ceea ce se întâmpla mai modern. Și fiind și talentat și o inteligență, zic eu, superioară, a, a dus la aceste capodopere, la realizarea acestor capodopere ca orice om, bineînțeles că avea, avea acel și le exprima acel dor românesc care nu se exprimă decât în română și din câte am înțeles eu și în portugheză sau da. Dar Brâncuș nu a avut niciodată intenția să, să se întoarcă în România pentru că s-a instalat aici și, că, și, și își dădea seama că aici este mediul în care se poate dezvolta. Ceea ce este de remarcat și, și, este cu totul în onoarea lui este că nu și-a renegat niciodată nici originile și nici n-a întrerupt relațiile cu, cu, România. Și a menținut corespondența cu prietenii, cu familia, nu a înlăturat, nu a înlăturat nici personalitățile politice, a avut câteva momente de criză, dar în atelier la el au venit și reprezentanții ambasadei române și uh, 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 intelectuali, uh, scriitor. de alminter, uh, în ultima vreme veneau foarte mulți, cine, ven, cine ajungea în Paris să ducea un atelier la Brâncuș și, Brâncu, și Brâncuș îi primea pe toți, primea pe toată lumea. Foarte rar se întâmpla să închidă ușa cuiva în nas, de-albinte, în cartea asta a mea de care v-am spus cu interviuri, sunt și întâmplări hazlii de genul acesta, dar cu compatrioții îi făcea plăcere să vină, vorbea românește, bineînțeles, cu ei și din câteva mărturii pe care le-am avut în ultima parte a vieții, bineînțeles, la 80 de ani, un bătrân își îi revine mai ușor vocabularul românesc. Aceasta era, era o, o, o probă a acestei nostalgii românești. Dar în rest nu, nu a avut alte, alte manifestări. Pot să vă dau un exemplu cu discoteca lui. El avea o colecție foarte importantă de discuri, aproape 200 de discuri, constituită de un prieten de-al lui, un etno, etnomuzicologul Constantin Breiloiu. Acesta i-a -a cumpărat, i-a adus, i-a făcut această colecție splendidă, o colecție extraordinară, cu muzică, muzica tuturor popoarelor. Și deci, și muzică românească. Numai că avem, așa, din mândrie, avem impresia că ar fi ascultat muzică românească. Ei nu. El asculta muzică de jazz. Vedeți, sub aspectul lui de țăran, pentru că aici ju juca într-un fel un soi de, de teatru, el asculta muzică de jazz, pentru că era foarte modern. Acest țăran cu căciula, cu tichia lui, cu îmbrăcat, de fapt el nici nu era îmbrăcat în țăran, era îmbrăcat în haine de lucru, de atelier, de, de uh, sculptor, uh, asculta muzică de jazz pentru că era înconjurat de oameni de, din, din avantgarda pariziană, care erau foarte moderni. Jazzul american era foarte la modă. Asculta muzică din Bali, muzica orientală îl, îl impresiona foarte tare. Foarte puțină muzică clasică, pentru că el nu avea o, o educație de, de muzică clasică. El a murit în păcat cu gândul că a lăsat țării acel ansamblu de la Târgu Jiu. Vreau să vă spun că pentru el aceasta a fost împlinirea cea mai mare, aproape mai mare decât o atelier cu tot ce a lăsat. Pentru că orice sculptor dorește să vadă în timpul vieții o sculptură instalată în aer liber. Ori Brâncuș, cum vă spuneam, a instalat o coloană în 1926 pe care a dezinstalat-o la sfârșitul anului în 1927 când, când Steichen când pleacă în, în America. Dar acum s-a evit ocazia și a primit o comandă din partea românilor: să instaleze un ansamblu de opere uh, la, uh, și mai ales în regiunea sa natală. Ce poate fi mai frumos decât o întoarcere simbolică? Pentru el a fost o întoarcere simbolică. Dar, până a realizat acest ansamblu, uh, compatrioții i-au trimis mai multe comenzi de monumente. A primit comandă de monument la Peștișan, din localitatea lui, comandă de monument Caragiale, la, pentru ploiești. A primit și alte comenzi de un monument pentru Ministrul Învățământului de la vremea aceea. Nu s-au realizat. Mulți, câțiva istorici de artă din, din București au spus că românii nu l-au respectat. Nu! Nu a găsit el filonul, nu a găsit. Ideea ca să realizeze acest monument, pentru că Brâncuș nu se repeta, oricând i s-a făcut această comandă la Târgu Jiu, a fost fericit că în sfârșit a putut să creeze ceva care să rămână. Brâncuș a fost prezent toată viața în expoziții, a prezentat opere în expoziție ca artist român. În toate catalogele îl apare artistul român și chiar în presa vremii în America, artist român. Deci el nu s-a nu, nu, a înlăturat această origine, ci din potrivă a afișat-o. Trăitor în Franța, bineînțeles. E, a, ceea ce este important și ceea ce este fascinant la Brâncuș, un om care venea dintr-un sat din fundul Olteniei, S-a adaptat foarte bine uh, mediului uh, destul de cosmopolit uh, a, al parisului. Uh, pentru că cred eu, avea acea inteligență care îi permitea să facă acest lucru. Uh, să se schimbe să, și să, și, să și, și retenia de care vorbeam să și joace uh, pe, toate, uh, pe toate fețele. Brâncuș putea să joace. Din momentul eu am, cu aceasta am să vă dau un exemplu. În momentul în care am lucrat pe corespondența lui Brâncuș cu Duchamp, am intervievat pe moștenitoarea lui Duchamp, Jacques Matisse-Monier, pentru că pentru mine era un mister cum acești doi oameni atât de diferiți au putut să fie prieteni. Brâncuș care avea aspectul lui de țăran român, puțin, puțin arhaizant, și Duchamp era modern, monden, solicitat de toate galeriile americane, europene. Și Jacques Matisse-Monier mi-a spus, zice, pentru că ei se întâlneau într-un dialog simplu. În ciuda acestui aspect de sofisticare a lui Duchamp, Duchamp adora simplitatea lui, lui Brâncuș. Ei se întâlneau într-un dialog de o simplitate extraordinară. Aici este, zic eu, un aspect al lui Brâncuș unde putem să, să vedem că el s-a simțit bine în Franța ca și cum ar fi fost în România care, care, uh, regretat sau nu România, cred că nu și-a pus niciodată problema. Și în, în cartea aceea pe care am publicat-o eu în 2012, când am spus Brâncuș, artistul dincolo de toate granițele, mie mi se pare foarte important acest om excepțional care a traversat toate frontierele fără să își facă probleme de naționalitate, nenaționalitate și așa mai departe. Pentru el, traversarea granițelor era intra deja în universalitate.